Preocupați mai mult de internet sau de televizor, mulți tineri din ziua de astăzi au uitat cum arată o carte. Care este ultima carte pe care ai citit-o tu? Micul Prinț. Despre ce este vorba, Micul Prinț? Este vorba despre un copil care e mic. Și? Mai e și prins din titlu, nu? Da. De cine ai scris carte? Nu știu. Păi dacă ai citit-o? Dar nu știu autorul. Lectura pentru ei este o necunoscută, o spun cu mâhnire chiar profesorii de limba română. Elevii nu citesc când de ajuns, în niciun caz. Sunt de părere că trebuie apropiați de lectură la fiecare oră, chiar dacă nu a fost această oră de lectură. La fiecare oră am încercat, să mai aducem niște cărți de la bibliotecă, chiar dacă nu s-a putut citi prea mult, măcar 2-3 pagini să mai vadă măcar cum arată cărțile. Ei sunt absolut uimiți de bibliotecă. Îmi spunea ieri un elev că el nu are acasă o bibliotecă și dacă o să înceapă să citească, mama lui o să creadă că a nebunit. Elevii care totuși mai deschid o carte se limitează la cele pe care profesorii de la clase îi obligă mai mult sau mai puțin să le citească. Piciul a fost ultima carte și îmi place să citesc. Despre ce este vorba în această carte? Este vorba despre un copil care a fost mic și din mic a devenit un foarte bun autor. Interesul tot mai scăzut al elevilor pentru lectură se vede cel mai bine atunci când treci pragul unei biblioteci. Acestea sunt frecventate de un număr din ce în ce mai mic de elevi, iar cei mai mulți dintre ei o fac pentru că profesorii le spun acest lucru. Spre exemplu, la Colegiul Tehnic Decebal, cam 60% dintre tineri mai trec pragul bibliotecii. În general, cam în jur de 1000 și ceva de cititori avem. Le facem fișe la toți cei care intră, cei care pășesc pe pragul școlii noastre, dar cam 60%, să zic eu, că vin și citesc frecvent. La clasele de liceu, profesorii se confruntă cu o altă problemă. Elevii fie au uitat, fie nu au știut niciodată regulile de ortografie. Astfel, acești elevi, deși sunt în clasa 11-a, recapitulează noțiunile din clasa 6-a. La și la, în care la este scris așa și de ansamblu. Profesorii spun că vinovat de declinul din ultimii ani este în mare parte și internetul. Elevii noștri folosesc adesea comunicarea prin telefonul mobil sau prin mesaj pe telefonul mobil sau comunicarea pe Messenger, unde scrierea este, în aspectele ei corecte, este cu totul și cu totul neglijată. Aceste noutăți ar trebui să îi ajute pe elevi să citească, dar mai ales să înțeleagă sensul unui text.